Metalospor continuă evoluțiile slabe din această primăvară. Echipa lui Viorel Tănase nu a reușit să învingă lanterna seriei Inter Dorohoi, deși formația gălățeană și-a creat multe ocazii de a înscrie. Rezultatul a venit firesc în urma jocului mai slab practicat de noi. Ne-am propus altceva înaintea jocului și am pregătit altceva înaintea acestui joc. Mă refer la ciclul săptămânal și la ora jocului ne-am precipitat foarte tare și cu un adversar, din punctul meu de vedere, sub valoarea noastră. N-am reușit să-l desfacem și să obținem un joc bun și un rezultat pe măsură, și anume victorie. Viorel Tănase crede că elevii săi se vor revanșa în ultimele două etape din campionat. Antrenorul lui Metalospor nici nu concepe ca formația sa să nu câștige ultimele două partide. Trebuie să o scoatem, cel puțin în ultimele două etape, și cred că o vom scoate, pentru că am analizat foarte bine acest joc și am văzut lucruri pozitive la băieți, pentru că a fost o analiză interactivă și participarea jucătorilor a fost mai mult decât, să spun așa, evidentă în ceea ce privește jocul individual al fiecăruia plus al echipei, și cred eu că pe final, în ultimele două etape la Vaslui și acasă cu Aerostar, vom avea cel puțin din punct de vedere al jocului și al atitudinii altă față. Metalosport are nevoie de întăriri serioase pentru a putea ataca promovarea în sezonul următor. Echipa de la Dunăre vrea să transfere cel puțin 8 jucători în această vară.